Iubiți frați și surori, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur să vă revăd, să vă reîntâlnesc în această seară după o perioadă de timp în care nu ne-am mai văzut și au fost situațiile. Mulțumesc pentru invitația fraților păstori pe care mi-am făcut-o și am căutat în seara aceasta să pot ajunge, chiar dacă așa mai apar unele neprevăzute, a mai apărut o înmormântare la care trebuia să mă duc, era o situație mai deosebită, tata unui prieten de-a meu a insistat mult, apoi drumul acesta destul de greu, însă Dumnezeu mi-a ajutat să pot să ajung cu bine și pentru aceasta îi mulțumesc Tatălui Ceresc pentru harul pe care El ne-l oferă nouă, păstrându-ne în viața asta, într-o lume în care există atâta tulburare, într-o lume în care există atâta neliniște, nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i spunem, așa cum de altfel e o cântare pe care o auzim cântând în mod deosebit tinerii, depind de tine, Domnul meu. Depindem în totalitate de El și în lumea asta în care mulți îi întorc spatele, în care nu știu ce să mai facă, noi privim spre El și știm că într-o zi va reveni și vom fi cu El în slavă, mărit să-i fie numele. Vă invit să vă ridicați pentru puțin timp. O să dau citire doar la un singur verset din frumoasa Evanghelie după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Amin. Vă rog să luați-o. Versetul acesta cu siguranță vă este foarte cunoscut. Îl cunoașteți și eu știu că dumneavoastră cercetați Scripturile. În mod deosebit clujenii sunt renumiți peste tot pentru studiul Scripturii. De când eram tânăr, știam lucrul acesta, au fost aici mulți oameni care au avut predilecție pentru studiu și punea un accent deosebit pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care, vedeți dumneavoastră, nu toți oamenii consideră Scripturile importante. Nu toți oamenii zilelor noastre sunt preocupați de această carte sfântă. Unii o dau la o parte. Unii nu mai sunt interesați de ea. Unii nu mai vor să țină cont de ea și vedeți lumea în care noi trăim în aceste zile nu prea vrea să țină cont de Scripturi. De aceea se dau legi care nu mai țin cont de cuvântul lui Dumnezeu. Moralitatea e călcată în picioare, principiile divine sunt date la o parte, societatea din zilele noastre caută să se ghideze după, dacă vreți, alte lucruri. N-aș putea să le spun norme, nici principii, pentru că toate sunt așa în funcție de conjunctură, în funcție de anumite necesități ale unora, în funcție de anumite planuri pe care le fac unii și așa mai departe. Dar vedeți, când ne uităm în această carte sfântă, în ea găsim foarte multe lucruri de o importanță deosebită. Ele mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos și câți oameni nu flutură de pe vârful buzelor numele lui Iisus. Având nevoie de El, poate în anumite situații, când se confruntă cu anumite probleme, mai auz așa câte unul spunând Iisus. Dar atunci când stai și privești în această carte, noi vom putea observa că Domnul nostru Iisus Hristos este în centrul Scripturii. Cărțile profetice vorbesc despre El. Prorociile, da, pe care noi le vedem aici, cineva a spus că sunt 333 de prorocii care străbat Biblia ca un fir roșu. Și toate acestea
vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm la ceea ce spune Apostolul Petru, în 1 Epistolă, capitolul 1, în versetul 10 și 11, ni se spune prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmat. Ceea ce ne face pe fiecare dintre noi atunci când citim Scriptura, să putem vedea că în centrul ei este Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, Cel care coboară în lumea noastră și a coborât în lumea noastră și peste puțin timp, oamenii vor sărbători nașterea Domnului Iisus. Dar vedeți, nașterea Domnului Iisus n-a fost un scop în sine, ci scopul nașterii Domnului Iisus a fost să vină aici, în lumea noastră, să trăiască un anumit număr de ani, să predice, să vestească cuvântul lui Dumnezeu, iar mai apoi să se aducă pe sine jertfă, el fiind și miel și altar, și toate astea le-a făcut ca oamenii să aibă posibilitatea să scape de păcat. Și scopul venirii lui Iisus în lume era moartea lui Iisus. Dar până la urmă nici moartea n-a fost un scop în sine, pentru că scopul morții a fost înviere. Ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus ar fi rămas acolo în gropa rece a mormântului? Dar el a biruit moartea la ea acasă și putem vedea în Iisus un biruitor asupra morții. Și până la urmă, continuând așa, am putea spune că nici învierea n-a fost cu un scop în sine, ci scopul învierii a fost înălțarea Domnului Iisus la cer. Și astăzi noi avem un Mântuitor, un Domn, care e slăvit, mărit de oameni de pe întreg pământul. Și toate acestea ne fac pe noi, cei care ne-am legat viața de Iisus, cei care am crezut în Iisus, am crezut în cuvântul acesta al Scripturii, căpătând răspunsurile la problemele care ne frământau, să mergem oriunde și oricui, să spunem, Iisus e Domnul vieții noastre. Iisus e Mântuitorul nostru. Și de bucuria asta pe care noi o avem, suntem gata să-L vestim pe Iisus oricărui om. Mă bucur că Biserica Elim din Cluj și-a programat un timp, o perioadă în care vor avea seri de evanghelizare. Vor fi seri în care Cuvântul lui Dumnezeu va fi vestit. Vor asculta cei care vin aici, în locașul acesta, dar și cei care urmăresc slujbele online și îi binecuvântăm și dorim Dumnezeu să-și reverse harul peste ei. De aceea, vedeți, bucuria aceasta noastră de a-L vesti pe Iisus, de a-L face cunoscut oamenilor, e o bucurie care e înfiripată adânc acolo în ființele noastre. De multe ori am spus versurile regretatului poet Ioan Alexandru, care într-una din poeziile sale, vorbind de Iisus, vorbind de ceea ce el simte că trebuie să facă, acest om la un moment dat spune așa, că fiecărui om ce mi-iese în cale, nu am ceva mai uriaș să-i spun, decât să-i hohotesc în osanale că și el de înviere-i bun. Să-l îngrozesc o clipă ce tot sugrumă și-a tot ucis, și în lacrimile milei să audă și să-l știu ajuns în prag de paradis. Și liberat să-l știu pe veci că nu se întoarce, că de moarte fost a izbăvit, că a început în flăcări să se îmbarce pe nava cu catargul răstignit. Și această navă cu catargul răstignit, ea încă navighează pe apele învulburate ale mărilor, se stârnesc furtuni și vedeți dumneavoastră câte nu vin, bat vânturi puternice, uneori reci, alteori vânturi din acelea care pot și spun unii se clatină, chiar era și pe vremea regimului comunist când un
om care scria la acea revistă magazin, a scris o carte, numele lui e Victor Kernbach, spunea Biserica în involuție, așa și-a intitulat cartea. Însă biserica a crescut, biserica s-a înmulțit și biserica merge mai departe până într-o zi când se va întâlni cu Domnul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Astăzi, privind aici în Sfânta Scriptură, m-am oprit la un lucru foarte important pe care îl oferă Iisus, și anume viața veșnică. Și poate o să spuneți și o să vă gândiți de ce o să vorbesc eu în seara aceasta în mod deosebit de viața veșnică. Săptămâna asta, dacă stau bine și mă gândesc, am avut vreo 4 înmormântări. Ar mai fi trebuit să mă duc, dar se suprapunea. M-am dus și am putut participa la mormântarea unui slujitor, unui brav slujitor care a plecat. Am putut participa la plecarea din viața aceasta a unor surori care l-au slujit, care l-au onorat pe Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră, unul din lucrurile care îi frământă pe oameni în mod deosebit astăzi este moartea. Ziarele, agențiile de știri, dacă vă uitați bine, au, nu, în prim plan, capul de afiș este numărul morților. Nu mai vorbesc de celelalte lucruri, de cei infectați, de cei pe la ATI și toate astea. A ajuns pe oameni lucrurile acestea, vrând nevrând, să-i pună într-o stare din asta în care oamenii se întreabă cine va fi următorul, ce se va întâmpla. Oarecum moartea este cea care face ravagii, nu numai în țara noastră, ci și în alte țări, și oamenii se întreabă când se vor opri toate astea, ce se va întâmpla. N-am venit să vă spun că eu știu lucrul acesta. Nu știu. Dar știu un singur lucru, că într-o lume în care oamenii se întreabă mai există ceva după moarte? Oare moartea are ultimul cuvânt? Aș putea să vă spun de aici, din această carte pe care eu am cercetat-o și o cercetez, pe care dumneavoastră a cercetat-o, iar dacă n-a cercetat-o, vă provoc să o cercetați, pentru că în ea, vorba fostului președinte american Ronald Reagan, care spunea într-o împrejurare că între coperțile acestei cărți se află răspunsurile la problemele cu care ne confruntăm. Și mai continua el să spună, numai să le citim și să le credem. Auziți? Numai să le citim și să le credem. Aici sunt răspunsurile. Și când privim la ceea ce Dumnezeu ne comunică nouă oamenilor, putem înțelege că lui Dumnezeu îi pasă de noi și că nu moartea are ultimul cuvânt. Vorba unui om învățat al Angliei, Balfour, lordul acesta spunea într-o împrejurare, moartea nu este tragerea cortinei la sfârșitul unei piese, ci este tragerea cortinei la sfârșitul unui act. După moarte mai este altceva. După moarte este o înviere. Și spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 28 și 29, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecat. Ei, de aici putem înțelege că după moarte va fi o înviere, iar după ce va fi avea loc învierea, unii vor învia pentru viață, și nu orice viață, ci acea viață fără sfârșit și veșnică, iar alții vor învia, și Biblia ne spune că vor fi în chinul acela veșnic, despre care citim în cartea Apocalipsa într-un mod atât de clar, și anume Apocalipsa 21, în versetul 8 ni se spune într-un mod atât de clar, afară, auziți, spune cuvântul Domnului, sunt, și auziți,
și câți sunt aici prezentați. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, și partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Nu trece omul în neființă, nu este anihilat, cum spun unii, ci Biblia ne arată că va fi un loc unde oamenii își vor petrece veșnicia în afara prezenței lui Dumnezeu. Cred că asta l-a determinat pe renumitul scriitor Victor Hugo, un om care a fost preocupat de problemele acestea spirituale, să spună despre iad astfel: iadul este locul spre care Dumnezeu nu se mai uită. Și uitați-vă bine, aici vor fi astfel de oameni care nu vor mai avea nicio șansă să scape. Pentru că spunea Domnul Iisus în acea relatare biblică pe care o găsim în Luca la capitolul 16, de la versetul 19, unde ne sunt prezentați două personaje, și anume unul este Lazar, iar celălalt este bogatul, acela căruia nu îi se dă numele, doar ni se spune un om bogat, care se îmbrăca în in subțire și porfiră și ducea o viață de veselie, o viață de lux, o viață în care își satisfăcea toate dorințele lui. Ei, acolo era și celălalt, Lazar, un nume de origine grecească, dar este varianta numelui evreiesc Eliezer, despre care noi citim de multe ori în Sfânta Scriptură: Dumnezeu e ajutorul meu. Și vedeți dumneavoastră, ni se prezintă aici două locuri, sau dacă vreți, două moduri de a trăi aici pe pământ și două locuri unde oamenii își vor petrece veșnicia. Atunci când ajung dincolo, lucrurile se complică pentru unul care e închin, în durere și ar vrea să treacă de acolo, însă Biblia spune că nu se mai poate. Locul se determină de aici, de pe pământ. Și atunci când plecăm în veșnicie, plecăm să fim cu Iisus Hristos moștenind viața veșnică, sau vom fi în locul acela pe care Dumnezeu, așa spune, îi va trimite pe toți aceia care l-au refuzat pe Iisus, au refuzat cuvântul lui și în viața pe care au trăit-o aici pe pământ nu le-a păsat să cerceteze Scripturile, nu le-a păsat de Domnul Iisus Hristos și n-au fost interesați de ceea ce Dumnezeu a fost gata să le ofere. Ei, aici, în versetul 39 din capitolul 5, putem înțelege următorul lucru: cercetați Scripturile, căci tocmai că ele mărturisesc despre mine. Dar observați expresia asta: pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Cum adică? Și aș dori să am un mesaj în această seară pe care îl voi intitula foarte simplu, printr-o întrebare: cum putem să avem viață veșnică? Cum putem să avem viață veșnică? Sunt mulți oameni care ar dori să aibă viață veșnică, nu? Sunt mulți oameni care ar dori să trăiască nu știu cât de mult. Literatura, nu? Multor țări conține tot felul de mituri, tot felul de, dacă vreți, descrieri din acestea care vorbesc despre prelungirea vieții și despre o viață cât de lungă și, dacă se poate, fără de moarte. Există un specialist în domeniu, Georges Dumézil, un francez care are o carte, eu chiar, cândva aveam timp mai mult, am luat-o, aveam vreme să mă uit pe acolo, și a strâns din, dacă vreți, literatura popoarelor, tot felul de mituri, tot felul de epopei, tot felul de lucruri din acestea în care el le-a pus acolo, le-a plasat, și toate vorbesc despre un elixir al vieții, toate vorbesc despre cum oamenii ar putea să ajungă să trăiască mult, să nu mai moară și câte altele. Și literatura noastră, până la urmă, are multe lucruri. Renumit este basmul acela scris de Petre Ispirescu: tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. E, vedeți, oamenii ar vrea asta, dar nu poți să obții așa cum vrei, ci toate astea sunt legate de Iisus.
De aceea oamenii trebuie să cerceteze Scripturile, ca să-și lege viața de Iisus. Pentru că cel care poate să ofere cu adevărat viață este Domnul Iisus. Și haideți să luăm câteva lucruri. Mă voi opri în seara asta la patru lucruri pe care le consider extrem de importante, prieteni dragi. Cei care ne urmăriți, pentru cei care deja poate anumiți pași am făcut, ca să putem fi siguri, să avem siguranța asta vieții veșnice. Și haideți să vedem ce avem de făcut mai departe. Primul lucru, ca să putem avea viață veșnică. Cum putem să avem viață veșnică? Primul lucru pe care vreau să-l supun atenției dumneavoastră este acesta. Să ne interesăm în viața pe care o trăim de viața veșnică. Observați? Primul lucru. Să ne interesăm în viața pe care o trăim de viața veșnică. Și am să vă arăt lucrul acesta din Scriptură. Majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți această întâmplare relatată de cei trei evanghelisti sinoptici, și anume cu privire la un om bogat, numit tânărul bogat, așa este cel mai bine cunoscut în Scriptură. Și observați, capitolul 10 din Evanghelia după Marcu ne spune așa: tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Băgați de seamă, omul ăsta era bogat, așa ne spune Scriptura. Pe lângă aceasta era un fruntaș, avea o recunoaștere din partea oamenilor, din partea comunității unde era el. Mai departe, dacă vă uitați la omul acesta, când e provocat de Domnul Iisus, cu privire la religiozitatea lui, era religios, era un om moral, avea pe ce să se bazeze, și spune Scriptura, la un moment dat, Domnul Iisus, pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus, nimeni nu e bun decât unul singur, cunoști porunci? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Spuneți-mi câți ar putea să spună asta? Câți tineri în zilele noastre ar putea spune, provocați de cuvântul acesta, îl repet, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mamă tău. Câți oameni, stimate domni, stimați domni, cei care ne urmăriți în seara asta, câți la întrebarea asta, la provocarea asta, în mod deosebit, ați putea spune, ca și tânărul ăsta, toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețe. Domnule, ce moralitate solidă! Un om care avea pe ce să se bazeze. Și observați, acest om, repet, bogat, un fruntaș moral, religios, și el o fi citit în cartea aceea de înțelepciune evrească, Midrașul, că omul când vine pe lume, vine cu pumnii strânși, încercând să arate cât o să adune, cât o să facă, nu? Dar tot în cartea aceea spune că atunci când omul pleacă din lumea asta, pleacă cu palmele întinse, arătând că nu duce nimic, că totul rămâne aici. Și omul acesta și-a pus aceste, dacă vreți, întrebări existențiale. Omul ăsta s-a gândit, îs faimos, am de toate, dar am auzit despre acest Iisus. Și-și alege persoana potrivită. Îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos, pentru că, observați dumneavoastră, tocmai când era gata să pornească la drum, omul ăsta aleargă. Și nu numai că el aleargă, ba când ajunge înaintea Domnului Iisus, îngenunchează înaintea Domnului Iisus și se adresează într-un mod, ce să zici, foarte frumos, nu? Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Aici vedem interesul acestui om pentru viața eternă. S-ar putea să fie aici,
să fi venit la invitația cuiva. S-ar putea să fie un copil de credincioși care să te hrănești cu pâine sfințită de mic, cu poezie, cu cântare, să știi cântări, să știi versete din Biblie pe de rost și câte altele. Dar dacă ăștia aș întreba în seara asta, dacă mor la noapte, ai siguranța vieții veșnice? Ca slujitor am participat la atâtea mormântări, la atâtea slujbe, nu pot să uit, un tânăr de 19 ani, era în sicriu, era undeva în țara orașului și păstorul îmi spunea, vezi casa aia, cu etaj ridicat, acoperită, zice, e casa lui. Era harnic, a muncit, a mers, s-a zbătut și s-a culcat într-o duminică seară, spunea, era la biserică duminică. Și luni dimineața era fără viață și miercuri eram la mormântare. Asta e viața, știi cum zice poetul? Ca umbre suntem pe pământ, ne ducem, ne stingem curând. Oricine, oricum a venit, a fost, a trecut, a murit. S-ar putea să fii interesat de multe lucruri, dragul meu. Tinerii, în mod deosebit, se interesează de fotbal. Eram undeva și erau afișați acolo pe perete fotbaliștii de la un mare club. Nu mai zic numele. Nu le fac reclamă și așa, nu mă plătesc, nu? Și l-am văzut pe băiat cât era de prins. Și cred că știa pe de rost. Și eu, ce să fac? Am zis, da, cei 12 ucenici, știi? O dat din, așa, ridicat din nou. Ce să zic? Câte fete știu de toate fotomodelele astea? Cât știm de fel și fel de businessmen? Ne interesează cine e cea mai puternică femeie, cel mai puternic bărbat? Ne interesează topurile astea și văd de multe ori, acum discutam cu cineva recent și am zis, uite, eu din discuția pe care o am cu tine, mi-am dat seama ce te interesează pe tine cel mai mult. Și în câteva lucruri erau banii, erau averile, erau lucrurile astea. Și am zis, vezi, din câteva lucruri pe care tu le rostești, poți să-ți dai seama când stai și discuți cu cineva ce-l interesează în mod deosebit. Suntem aici, scumpii mei, și trăim sub spectrul ăsta al morții. Și avem un cuvânt atât de frumos, îl scrie Ioan, dar în definitiv cuvintele aparțin Mântuitorului iubit. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Și uite, Scripturile acestea ne dezvăluie ceva. Un om care avea multe lucruri, dar la un moment dat și-a dat seama unde se află și a început să se intereseze de această viață eternă. Și-a dat seama că îi scapă lucrurile printre degete și vine un moment când trebuie să plece de aici și vine la Domnul Iisus. S-ar putea să fii și tu unul ca el. Sau dacă până acum nu te-a interesat, aș vrea să înțelegi acest aspect atât de important, că dacă vrei să ai parte de viață veșnică, mai întâi de toate trebuie să te interesezi de ea. Iisus, e adevărat, îi dă soluția. Dureros este că omul acesta, despre care când citesc aici în Scriptură, îmi place atât de mult, spune în Marcu, Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Și Dumnezeu ne iubește pe toți. Și lui Iisus îi pasă de fiecare din noi. Și a dat rețeta, însă știi care a fost durerea? Că omul acesta, când a pus Domnul Iisus punctul pe i, a plecat, întristat de tot, pentru că el n-a vrut să înțeleagă ce-i mai lipsește. Îi lipsea un lucru, era prea legat de bogăție, era prea legat de lucrurile acestea și nu era dispus, nu era dispus să renunțe, să-și ia crucea și să-L urmeze pe Domnul Iisus. O, câți oameni vor regreta în ziua măreață, în ziua aceea când va veni Hristos, că a avut șansa să primească viața veșnică, să o moștenească, însă au refuzat.
Aș vrea în această zi să-ți mai dau un exemplu pe scurt, nu o să insist, vă las pe dumneavoastră să vă gândiți. În Luca 10, cu 25, de data asta avem de-a face cu un alt om, cu o altă statură, dacă vreți, cu un alt om, un reprezentant al clasei iudaice, în mod deosebit un cărturar pe care îl numește Luca învățătorul legii. Cunoștea atât de bine Scriptura și el vine la Domnul Iisus Hristos. Acum, cum vine el, care a fost motivația lui, e discutabil aici, este, mă rog, nu o să intru să fac exegez în seara asta, însă vreau să vă spun un lucru. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis: învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Până la urmă, era și el interesat. Și sunt oameni interesați de această viață eternă. Ei, Domnul Iisus și lui spune ce are de făcut. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei, vedeți, în momentul în care oamenii sunt puși în fața unor lucruri pe care Dumnezeu le cere, unii acceptă, iar alții refuză. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mulți dintre voi care într-o zi ați fost interesați de această viață veșnică și v-ați legat viața de Iisus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar cei care încă nu v-ați legat viața de El și poate n-ați prezentat un interes, poate au fost multe situații în care totul a fost așa, știu eu, mă duc, vin, e o formalitate, mai văd ceva, mai aud ceva, facă Domnul în seara asta și Duhul lui Dumnezeu să cerceteze orice ființă, să fie un interes real pentru această viață. Amin? Amin. Al doilea lucru. Cum putem avea viață veșnică? E întrebarea aceasta. Și răspunsul al doilea pe care aș vrea să-l dau este să credem în Domnul Iisus și să-L primim în viața noastră. Să credem în Domnul Iisus și să-L primim în viața noastră. Poate am spune, e atât de simplu, și adevărat că e atât de simplu. Însă oamenii complică. Câți oameni n-au auzit despre Domnul Iisus? Că trebuie să creadă în El și să-L primească în viețile lor ca Domn și Mântuitor. Însă oamenii sunt mulțumiți să știe un verset din Biblie, oamenii sunt mulțumiți să participe la o sărbătoare, să li se administreze, eu știu, acolo ceva din punct de vedere religios, să participe la o ceremonie și cu asta ai rezolvată problema. Însă uitați-vă bine, versetul de aur al Bibliei spune așa, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am zis, cât e de simplu, vedeți? Credința asta, să crezi în El. Dar spuneam, să crezi în Iisus și să-L primești în viața ta. Uitați-vă, evreii erau un popor care aveau Scripturile. Evreii aveau Vechiul Testament la Sighetul Marmației, alaltă ieri și ieri s-a inaugurat cea mai mare sinagogă din sud-estul Europei, foarte mare. Au venit vreo 500 de evrei, agențiile de știri transmiteau zilele acestea, odată cu venirea lor, cu curse speciale, la satul mare. Am mers și eu să văd, mă rog, de departe, o comunitate închisă, niște evrei hasidici, care, mă rog, au venit acolo amintindu-și de unul din vestiții lor rabini, Yoel Teitelbaum, care, mă rog, are niște urmași, niște rabini puternici, și unul dintre ei, care se găsește la New York, a vrut neapărat să aibă acolo o sinagogă, să vină, să aibă și o școlă și câte alte, mă rog, asta e altă treabă. Însă m-am uitat așa la ei, nu că-i judec, el așteaptă pe Mesia. Ei sunt latura aceea din iudaism care vrea să țină
mai aproape, lege, vor să împlinească cu strictețe cuvântul lui Dumnezeu. Așa cel puțin vor, au adus o toră acolo, mă rog, impresionantă, și câte altele, care va fi ținut în condiții de securitate, spuneau, și câte... Ei, toate astea, vedeți dumneavoastră, ele țin de tradiții, ele țin de religie. Câți nu erau pe vremea Domnului Iisus? Erau renumitele școli de pe vremea aceea a lui Shammai, a lui Gamaliel, nu? Erau acolo oameni, Hillel și câți alții puternici. Somități, dacă vreți, în ce privește cunoașterea iudaismului. Erau oameni care știau foarte bine litera legii. Știau prorociile. Și la un moment dat coboară în lumea lor Domnul Iisus. Și știți ce spune Ioan în Evanghelia pe care el o scrie în capitolul 1 de la versetul 11? Și uitați-vă bine, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nu? Nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, mărit să fie Domnul. E, observați dumneavoastră, a crede în Iisus înseamnă a-L primi, înseamnă a-L accepta ca Domn, înseamnă a-L accepta ca stăpân al vieții. Unul din versetele importante ale Scripturii, în Apocalipsa 3:20, o câte tablouri celebre au fost pictate de mari pictori, undeva într-o catedrală din London, Londra, numită St. Paul, catedrala Sfântul Pavel, nu? Acolo e pictat un tablou al lui Holman Hunt, când pictează o ușă și la ușă bătând pe Domnul Iisus, cum s-a priceput mai bine, dar n-a făcut clanță pe din afară și cineva, uitându-se și analizând tabloul, a zis, dar de ce n-ai pus totuși o clanță? Zice, ca să se înțeleagă că nu există decât pe dinăuntru posibilitatea de a deschide ușa. Și acolo la ușă, pe Iisus bătând. Ei, observați dumneavoastră, ce poți desprinde de aici? Că atunci când Iisus bate la ușa cuiva, bătaia lui se aude. Și cum bate Iisus? Poate bate printr-o un text pe care l-ai citit din Scriptură, poate auzi o predică, poate auzi bătaia Domnului Iisus la ușa inimii tale printr-o cântare, poate auzi printr-un vis, printr-o vedenie de noapte când ești cufundat în somn și îți întipărește acolo Dumnezeu anumite lucruri, poate după o bătălie morală când ți-ai dat seama că te găsești într-o situație critică și îți dai seama că viața ta se duce undeva și dacă mori nu știi ce se va întâmpla cu tine și câte altele. Atunci Iisus bate la ușa inimii tale și vrea să-ți spună, eu sunt Domnul, eu sunt Mântuitorul, eu sunt Cel care aștept și bat, dar auzi ce spune acolo, dacă aude cineva glasul meu, va deschide ușa. Știi ce înseamnă asta? Că deschiderea ușii este un act individual. Câte mame nu se roagă pentru copii? S-a rugat o soră 40 și ceva de ani, a fost soțul milițian. Și nu vă spun o poveste. O cunosc. E pe lista noastră de rugăciuni. Și-a fost vremea aia, de din, a comunismului. Și atâta de dragă era Biblia, cerceta Biblia. În urmă cu câțiva ani, stând într-o discuție cu ea, am rămas impresionat că mi-a zis sora asta că a citit 70 de ori Biblie. De atunci nu mai citit. Nu știu câți slujitori. Nu vă spun o poveste și o știu bine. A venit să o controleze și era comandantul adjunct în vremea respectivă a miliției. Și știa că ea umblă și citește Biblia și a zis, Dumnezeu m-a ajutat. Că zice, în timp ce a dormit copilul, am băgat acolo sub el, peste tot o scotocit. Numai acolo dormea copilul și n-o găsit. Și atâta era de dragă Biblia și s-a tot rugat pentru milițianul ei. Vreo 40 și ceva de ani. Și după 40 și ceva de ani am avut ocazia să-l botez pe el.
Cineva 24 de ani s-a rugat, dar n-a putut deschide ușa pentru el. Nu poți deschide pentru soț, pentru soție, nu? Nu poți deschide pentru copii. Deschiderea ușii e un act individual și un act al voinței. Omul este cel care decide dacă îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să spun în seara asta ceva. Mai este și un act urgent. S-ar putea ca mâine să fie prea târziu. Când a trecut Iisus prin Ierihon, era undeva într-un dud, urcat un vameș cu numele de Zacheu, care căuta să-l vadă pe Iisus. Și Iisus se oprește în dreptul dudului și zice: Zacheie, dă-te jos, astăzi vreau să rămân în casa ta. Biblia zice că s-a dat jos de grabă cu bucurie și l-a primit în casă. Observați ce important este să-l primești pe Iisus cu bucurie. E drept că de pe margine unii au zis: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Însă Domnul Iisus a intrat, a vorbit cu el și uitați-vă, și omul ăsta era interesat de mântuire, de viață veșnică. Și el știa că la un moment dat nu va mai fi mai marele vameșilor. Știa că și el va pleca în eternitate. Și acest om, la auzul cuvintelor lui Iisus, care îi străpun ființa lui, el este gata să-și lase pe Iisus să-i schimbe viața. Și jumătate din avuția mea o dau săraci. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi cum? Împătrit. Și știți ce zice Domnul Iisus? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci el este un fiu al lui Avram. Țin minte un comentariu superb al evreului Nicolae Steinhardt, convertit la creștinism, omul care și-a petrecut o mare parte din viața lui undeva în Maramureș. Omul ăsta, un cărturar, comentează aici partea asta și auzit ce frumos spune: aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu de a replămădi omul vechi și de a făuri din trânsul un om nou. Așa face Dumnezeu, așa face Hristos prin cuvântul lui. Și observați, omul ăsta îl primește pe Domnul Iisus Hristos și viața îi se schimbă, viața lui e transformată și are nădejdea că va fi cu Iisus acolo în slavă. Ascultă-mă, poate de multe ori ai auzit Evanghelia. Se pune problema asta: dacă mor, unde mă duc? Am siguranța vieții veșnice. Un al doilea lucru pe care un om trebuie să-l facă, să poată fi sigur de lucrul acesta, să poată avea siguranța vieții veșnice, este să creadă în Domnul Iisus și să-L primească în viața Lui. Să fie Iisus Domn, să fie Mântuitor în viața aceea. Și mă rog în seara aceasta și spun din nou: Duhule Sfinte, cercetează orice ființă. Fă să fie aici tineri, oameni care să-și deschidă larg porțile ca să intri tu, Domnul vieții, Împăratul slavei, mărit să fie numele Lui. Al treilea lucru. Observați un al treilea lucru, cum putem avea viață veșnică. Am zis să ne punem viața pe altarul slujirii lui Iisus. Să ne punem viața pe altarul slujirii lui Iisus. Am zis în introducere, s-ar putea ca unii care sunteți aici, până acum două lucruri pe care le-am vorbit v-ați interesat, l-ați primit pe Domnul Iisus. Dar urmează acest al treilea lucru, care e valabil pentru toți. Să-ți pui viața pe altarul slujirii lui Iisus este ceva extraordinar de important. Și observați, o să vă iau un text din Scriptură, tot din Evanghelia după Ioan, capitolul 12. De câte ori n-ați auzit, de câte ori n-ați citit, că niște greci se suiseră la praznic. Și când vin acolo la praznic, Ioan 12, de la 20 în jos, s-a apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și îi duc pe acești oameni înaintea lui Iisus. Ce credeți că puteau discuta greci? Oricum, oamenii din lumea greacă erau învățați cu filozofie. Discutau probleme de viață, discutau probleme de moarte. Uitați-vă toată mitologia greacă, ea se învârte în jurul acestor lucruri. Nu-i timp
nu pot să mă bag în toate lucrurile acestea, însă vreau să vă spun că acești oameni au pus pe tapet problematica asta complexă a vieții, dar și a morții. Și observați că Domnul Iisus Hristos, Ioan, sintetizează, dacă vreți, discuția asta între acești oameni și Domnul Iisus Hristos și spune ce le zice Iisus, cu ce îi întâmpină Iisus pe acești oameni preocupați și de viață, dar și de moarte. Și auziți ce le spune în versetul 25 și 26. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața, observați, în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Băgați bine, zice. Dacă îmi slujește cineva să mă urmezi, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va cinsti. Și am făcut această afirmație. Să ne punem viața pe altarul slujirii lui Iisus. Viața asta pentru mulți e foarte importantă. De câte ori n-ați auzit spunându-se așa? E viața mea. Fac ce vreau cu el. Nu? Eram odată undeva într-un oraș și tineri aveau întâlniri. Mi-au dat și mie un pliant și n-o să uit. Eram mulți ani, între 15 și 20, nu mai știu exact. Dar scria acolo așa: mai ai o speranță. Era motoul pus pe pliant. Mai ai o speranță. Acordă-ți o șansă. Viață e un dar de la Dumnezeu. Ce faci cu ea? Era o întrebare. Și răspunsul era: trăiește-o frumos. Trăiește-o frumos. Mi-a rămas așa întipărit în minte. Câți oameni nu-și creionează viața asta? În culori din astea, foarte vii, atrăgătoare. Care mai de care? Ar vrea să meargă într-un loc sau altul. Vrea să se distreze? Vrea să facă ceva, să rămână, îi rămână numele înscris cu litere de aur, dacă se poate chiar în analele istoriei, descoperind, făcând ceva? Cine își iubește viața? Câți nu își iubesc viața? Dar până la urmă auzi ce spune Domnul Iisus, o va pierde. Dar cine își urăște viața asta, până la urmă o cheltuie pentru mine, o va păstra pentru viața veșnică, pentru că îs legate lucrurile. Dacă îmi slujește cineva, ce se va întâmpla? Să mă urmezi. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Avem cântarea asta veche. Țin minte, cântarea asta de când eram copil. Numai odată tu trăiești și cui ai vrea să-i slujești. Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să-i o predai. Ode ai slujitul lui Iisus și inima s-o îndrepți în sus. Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Mă rog, atunci întreagă viața ta cu bucurie îi cânta și ai spune pururea oricui ce dulce e fericirea lui. Ce vreau eu să subliniez în seara asta, și ascultați bine, frați, surori, prieteni care sunteți aici, cei care ne urmăriți, dacă vrem să avem parte de viața veșnică, viața asta oricum e scurtă, într-o bună zi se termină. Dar dacă viața asta ți-o cheltui pe altarul slujirii lui Iisus, într-o zi vei pleca în veșnicie, spune o cântare, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Mi-aduc aminte și spuneam lucrul acesta, s-a întâmplat cu ceva timp în urmă, câțiva ani, când Pit Popovici, acest slujitor al lui Dumnezeu, pleca în veșnicie. Și venind așa de la o slujire, era seara târziu, toți ai mei dormeau, și m-am uitat așa pe știrile astea creștine și scria: Pit Popovici a plecat. Și era dat acolo ceva din viața acestui om și la un moment dat era o cântare pe care el a cântat-o cu fiica lui și încă cineva. Și în timp ce ei cântau, el face la un moment dat așa cu mâna: opriți-vă, era acolo vorba despre plata ta cea foarte mare. Și din când în când îl lăsau să se audă: ce ai făcut în Iisus, aceea va sta. Ascultă-mă, dacă vei păși în veșnicie, ai nădejdea moștenirii vieții veșnice? Nu se poate. Dacă viața pe care o trăiești aici
N-ai pus-o pe altarul slujirii lui Hristos. Nu te-ai pus la dispoziția Lui, nu L-ai slujit pe El. N-ai fost gata să faci o lucrare pentru El. N-ai fost gata să te cheltui pentru El. Ai timp pentru toate. Pentru viața pe care o trăiești aici. Pentru confort, pentru studii, pentru a-ți merge bine, pentru a te odihni, pentru a vizita, dar pentru Iisus. O, Doamne, iar spun, cercetează-ne cu Duhul Tău și ajută-ne să Te slujim cu credincioșie și scumpătate, ca să putem avea parte de viață veșnică. Amin. Și în al patrulea rând, foarte pe scurt și închei. Ca să putem avea viață veșnică, în al patrulea rând, este de mare importanță aspectul acesta, și anume să ne sfârșim viața, să ne sfârșim viața în Domnul Iisus. Să ne sfârșim viața adormind, sau dacă vreți, murind în Domnul Iisus. În Apocalipsa 14:13, Ioan auzea un glas din cer care spunea, și am auzit un glas din cer care scria: ferice de morții care mor în Domnul. Da, zice, Duhul ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Știi ce important e? Să termin așa? Pentru că, vedeți, trăim un anumit număr de ani. Și vai cât de rău ne pare când vezi pe cineva căzând și nu-și termină viața în Domnul. Uitați-vă, nu Tesaloniceni, citim două versete. Capitolul 4, versetul 13. Uitați-vă cât de clar spune aici Apostolul Pavel, dacă credem, în 14 citim, hai să 14, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Și mergem mai departe și uitați-vă, căci însuși Domnul, cu glasul unui arhanghel, merge mai departe, da? 16, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în, observați, adormiți, morți în Hristos. Ce se va întâmpla? Vă spuneam în introducere despre înviere, nu vă mirați de lucrul acesta. Pentru că vine ceasul când cei din morminți vor auzi glasul Lui, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Ca să poți avea parte de viață veșnică, trebuie să mori în Hristos. Ce important este acest aspect. Ca să-ți poți sfârși viața în Iisus Hristos. Doamne, binecuvântă întreaga adunare. Binecuvântă toți prietenii, toți cei care ascultă cuvântul Tău. Și dacă este cineva aici care dorește cu adevărat să aibă parte de viață veșnică, nu uita, scumpul meu, oricine ai fi, sunt aceste lucruri atât de importante pe care trebuie să le facem. 1. Să ne interesăm în viața pe care o trăim de viață veșnică. În al doilea rând, să credem și să-L primim pe Domnul Iisus în viața noastră. 3. Să ne punem viața pe altarul slujirii Domnului Iisus. Și în al patrulea rând, să ne sfârșim viața adormind, murind, dacă vreți, în cine? În Domnul. Și toate astea ne conduc să putem avea acea viață fără sfârșit și veșnică prin Iisus. Amin. Vă invit să stăm ridicați înaintea Domnului pentru rugăciune. Și așa cum am auzit astăzi, dacă este cineva care a simțit bătaia Domnului Iisus la ușa inimii, e atât de important să deschidă ușa și să spună: Doamne Iisuse, vreau să Te primesc în inima mea, în viața mea, în casa mea, în existența mea. Și Domnul Iisus este bucuros să o facă. Am vrea să ne încredințăm în brațul atotputernic al lui Dumnezeu prin rugăciune și pentru viața aceasta și pentru viața veșnică. Și zic, Dumnezeu să primească rugăciunea noastră. Haideți împreună să ne rugăm înaintea Domnului și în încheiere rog pe fratele Simi Bumbar ca să ne încredințeze în brațul atotputernic al Domnului prin rugăciune.
cu adâncă mulțumire în sufletele noastre, venim în seara aceasta, Iisuse, să-ți mulțumim pentru că ne-ai adunat în jurul Tău, în jurul cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru promisiunea vieții veșnice. Trăim într-o lume măcinată de boală, trăim într-o lume în care e atâta nesiguranță, trăim într-o lume în care, Doamne, vedem cum moartea răpește pe atâția oameni, dar privim spre Tine cu încredere, că știm că Tu ai avut și ai și vei avea ultimul cuvânt în istorie. Ne-am legat viața de Tine și Te slăvim pentru aceasta. Îți mulțumim pentru siguranța pe care ne-o dai. Îți mulțumim că Tu ești Domnul și Stăpânul vieții noastre. Îți mulțumim că într-o bună zi am fost și noi interesați de această viață eternă. Dar mă rog, în seara aceasta, pentru cei care sunt aici, pentru prieteni, pentru cei care ne urmăresc, tineri sau vârstnici, mă rog, prin Duhul Sfânt, fă-le o cercetare vie. Și dacă până acum sunt unii care nu s-au interesat de viață veșnică, fă ca aceasta să fie, Doamne, prioritatea numărul unu în viața lor. Apoi, Doamne, dacă sunt unii care s-au interesat și sunt la răscruce de drumuri, în această seară își pun problema asta într-un mod deosebit, fă-i să înțeleagă că Tu ești gata să intri în viața lor, fă să se deschidă uși pentru Tine, să fie oameni care să spună: Iisuse, avem nevoie de Tine, avem nevoie de mântuirea Ta, avem nevoie de iertarea Ta. Și apoi, Doamne, ajută-ne cât trăim aici pe pământ să ne punem viața în slujba Ta, să Te slujim pe Tine, să Te onorăm pe Tine, știind că dacă ne cheltuim pentru Tine, pentru împărăția Ta, Tu, Doamne, ne spui că toate acestea vor fi câștiguri, că vom fi cu Tine în slavă, în gloria Ta, Doamne. Asta credem, asta ne face, Doamne, să ne apropiem mai mult de Tine. De aceea, umple-ne de puterea Duhului Sfânt, fa să putem vedea, Doamne, prin ochii credinței, ziua aceea întâlnirii cu Tine, acolo în slava Ta, unde vor fi răsplătirile. Și ajută-ne să ne încheiem bine viața aici pe pământ, să putem fi acolo în slavă cu Tine. Binecuvântă biserica de aici, binecuvântă conducerea bisericii, frații păstori, toți frații slujitori, fiecare membru tânăr și vârstnic, și fă ca în timpul acesta de evanghelizare, într-un mod deosebit, harul Tău să coboare și să vină tot mai mulți oameni care să Te accepte ca Domn și Stăpân al vieții lor. Îți mulțumim pentru cântare, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru harul pe care îl reverși peste noi. Iar acum îți spunem ca cei doi ucenici pe drumul Emausului: e seară, rămâi cu noi. Rămâi cu noi în viețile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre, iar noi Te-om slăvi și Te-om binecuvânta în veci, Tată din ceruri, Doamne Iisuse, și Duhule Sfânt. Amin.